Ilie Ciocan este cel mai în vârstă veteran de război din România. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost prezent și pe frontul de est la Odessa. Bătrânul trăiește acum în satul Cremenari din Galicia. Zice, unde construiesc eu casă? Că aici nu sunt acasă la mine. Eu dau acasă la mine și trebuie să-mi fac o casă. Nevasta mea a murit. Am 6 copii, dar 3 au murit. Și e conștient, știe tot. Dar l-a mâncat 4 linguri. Deci e gata, 4. Și le numără. Când a împlinit 109 ani, veteranul de război a fost sărbătorit atât de familie, cât și de reprezentanții autorităților locale și județene. Vâlceanul a fost vizitat de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, și primarul Florin Mărăcine în această săptămână, în contextul în care, pe 29 aprilie, sărbătorim Ziua Veteranilor de Război. O lună înainte de a împlini 110 ani, pentru că se și apropie Ziua Veteranilor de Război, ne-am gândit să venim să arătăm din nou respectul celor care au făcut frontul. Și domnul locotenent, în retragere, Ilie Ciocan, a făcut 4 ani de front, 4 ani de război. Exemplul dumnealor este unul deosebit, pentru că ne amintesc și faptele și momentele pe care le-au trăit sunt, până la urmă, de învățătură pentru noi. Așadar, la aproape 110 ani, domnul locotenent Ilie Ciocan primește o diplomă de excelență cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, în semn de aleasă prețuire și deosebit respect pentru eroismul și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în cel de-al doilea război mondial, dar și pentru izbânda obținută în lupta cu timpul, vreme de aproape 110 ani. La mulți ani. Vreau să, în mod deosebit, să adresez mulțumiri și să felicit familia. Oameni cu minți, oameni buni care fac eforturi deosebite și îl îngrijesc acasă. Un alt simbol pe care îl oferim domnului locotenent în retragere, pe lângă diplomă, respectul și prețuirea noastră și drapelul României, drapel pentru care a luptat pe front. Sunt onorat că sunt primarul unei localități cu un asemenea om atât de important. Mulțumesc și eu familiei, familiei pe care o prețuiesc la fel de mult, pentru care o grijă deosebită față de dânsul.